Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la Telejurnal. Suntem pe TVR Moldova și TVR Info. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. În urma cutremurelor devastatoare de la începutul săptămânii din Turcia și Siria, bilanțul morților se apropie de 16.000 de oameni. Salvatorii din România și Republica Moldova fac eforturi pentru găsirea supraviețuitorilor. Traversarea graniței dintre Republica Moldova și România va fi mai rapidă și mai simplă după ce autoritățile din cele două țări vor implementa acordul privind controlul comun în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. În discuțiile cu liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz au spus că Rusia nu trebuie să câștige conflictul pe care l-a declanșat în Ucraina. Traversarea graniței dintre Republica Moldova și România va fi mai rapidă și mai simplă. Autoritățile de la Chișinău și București au semnat astăzi acordul privind controlul comun în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița pe principiul oprire unică. La Leușeni se află și jurnalistul TVR Moldova, Nicolae Boico. Nicolae, bună ziua! Când vor demara aceste controle comune? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Acordul interguvernamental a fost semnat cu ceva timp în urmă de ministrul afacerilor interne de la Chișinău, Ana Levenco, și ministrul de interne din România, Lucian Nicolae Bode. Este un prim pas în definitivarea unui mecanism privind controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Acest proiect, de fapt, este unul pilot și are o importanță foarte istorică pentru ambele state. Prevederile acordului vor intra în vigoare la primăvară, după ce acordul va fi ratificat de autoritățile celor două state. În prima fază, un astfel de post va fi amenajat pe sensul de ieșire din Republica Moldova la Albița, pe teritoriul României, unde ne aflăm noi în aceste momente. Va funcționa după principiul oprire unică. În perspectivă, însă, Chișinăul și Bucureștiul planifică să creeze un singur post de control și la intrarea în Republica Moldova. Controlul coordonat va accelera procedura de traversare a frontierei de stat și va reduce timpul de așteptare, inclusiv a transportului de mărfuri. Din câte v-am spus ceva mai devreme, este un proiect pilot cu o durată de 6 luni, dar cu posibilitatea de extindere a acestuia. Acestea au fost toate informațiile. La revedere! Este a patra zi de la devastatoarele cutremure care au lovit Turcia și Siria. Bilanțul morților se apropie de 16.000, dintre care 13.000 doar în Turcia. A fost a treia noapte de ger cumplit în care echipele de intervenție au căutat supraviețuitori. 4 persoane, inclusiv un adolescent de 16 ani, au fost scoase în viață de sub dărâmături de echipa de salvatori români. În sudul Turciei acționează și echipa de salvatori românei SMURD, care a reușit să scoată în viață de sub dărâmături 4 persoane. A fost o muncă de 24 de ore într-un ger cumplit, dar printre cei cărora salvatorii români le-au oferit o șansă la viață este și un tânăr adolescent de doar 16 ani. Împreună cu colegii tocmai ne-am întors în tura de noapte, o tură în care, din fericire pentru noi, am reușit să extragem și să predăm în viață și conștient către ambulanță pentru a fi transportat la spital un tânăr de 16 ani cu niște leziuni importante la nivelul membrelor, dar, repet, predat cumva stabil și conștient către ambulanță. Allahu Akbar! La Adiyaman, o echipă de intervenție din Pakistan a scos din ruine un băiețel. Și în alte părți, salvatorii au mai găsit oameni în viață după mai mult de 72 de ore de la cutremur, fereastra de timp în care experții spun că mai sunt șanse să existe supraviețuitori. Dar sunt zone unde se intervine puțin și oamenii acuză autoritățile că nu i-au ajutat. Președintele Erdogan a recunoscut că au fost probleme din cauza seismelor care au distrus drumuri și căi ferate, dar promite reconstrucție totală. Bir yıl içerisinde de Allah'ın izniyle şunu da söyleyeyim. Tüm felaket zedelerimizin konutlarını talimatı verdim. 10 vilayetimizin 10'unda TOKİ'nin yönetimindeki tüm müteahhit firmaları devreye sokmak suretiyle
Situație și mai dramatică în Siria, unde membrii organizației voluntare Căștile Albe sunt printre foarte puținii care au sărit în ajutorul oamenilor. Aceștia au reușit să mai salveze câțiva copii la 3 zile după cutremur, dar munca lor este limitată. Zona afectată de cutremur este controlată de rebelii care luptă cu forțele guvernamentale de mai bine de un deceniu, iar sancțiunile internaționale fac dificilă oferirea de ajutoare. Primele camioane cu ajutor umanitar urmează să ajungă abia astăzi în nordul Siriei, a anunțat ONU. Siria a cerut și ajutorul UE, iar de la Bruxelles a fost anunțat un fond de urgență de 6,5 milioane de euro. Executivul comunitar a încurajat statele membre să contribuie la rândul lor individual. Cel mai recent bilanț arată peste 3.000 de oameni morți în Siria și aproape 300.000 de sinistrați. Sărbătorii din Republica Moldova au ajuns în această dimineață în jurul orei 5 în provincia turcă Atay, la granița cu Siria, una dintre cele mai afectate zone în urma seismelor de la începutul săptămânii. Ei au primit instrucțiuni de la autoritățile turce, după care li s-au atribuit sectoarele de lucru. Sărbătorii basrabeni s-au împărțit în două grupuri, primul fiind responsabil de căutarea sinistraților, în timp ce al doilea va instala o tabără complet autonomă. Astfel, ei vor putea să acționeze 24 de ore din 24, folosind echipamentele cu care au venit de acasă, inclusiv 2 câini de căutare. Amintim că echipa de intervenție din Republica Moldova numără 55 de salvatori și este dotată cu 12 autospeciale de intervenție. Familiile celor prinși sub clădirile prăbușite în urma seismelor așteaptă încă un semn de viață de la cei dragi, chiar dacă șansele de a fi salvați scad de la o oră la alta. Trimișii speciali ai TVR în zonele afectate din Turcia, Adalin Petrișor și Dragoș Stoian au fost la Gaziantep, oraș aflat la doar câțiva kilometri de epicentrul primului cutremur. Suntem în direct cu Adalin Petrișor chiar acum. Am găsit, Adalin, care este situația în Gaziantep? Sărbuna! Caută în continuare echipele de salvare, însă șansele sunt din ce în ce mai mici, așa cum spunea și voi în știrea anterioară. Rata de supraviețuire e mai mare, 74%, în primele 24 de ore. După 72 de ore, rata e de 22%, iar din a cincea zi sunt 6%. Asta înseamnă doar o minune îi mai poate, doar o minune îi mai poate ajuta pe salvatori. Foarte greu e aici și că vremea a fost foarte urâtă, a nins, a plouat, temperaturile sunt în fiecare noapte negative și imaginați-vă cât de greu e să reziști sub dărâmături, chiar dacă nu ești rănit, în condițiile în care ești îmbrăcat în pijama. Cutremurul, primul cutremur cel mai mare, a avut loc la puțin după ora 4 dimineața, deci cei mai mulți prinși între dărâmături erau în pijamale. Continuă operațiunile în tot Gaziantepul, sunt foarte multe blocuri mari care s-au prăbușit aseară, noi am transmis de pe o stradă largă, de pe un bulevard. Pe 200 de metri erau 4 clădiri de 6, 7 sau 8 etaje prăbușite și erau, ziceau salvatorii, zeci de oameni în continuare sub dărâmături. Una dintre clădiri căzuse în primele 10 sau 15 secunde ale cutremurului, vă reamintesc, primul mare cutremur, cel de la 4 dimineața, a ținut numai puțin de 90 de secunde. Însă această clădire se pare că a căzut imediat în 10 sau 15 secunde. Nu vă imaginați că sunt afectați doar oamenii care au rude prinse sub dărâmături sau cei care au fost răniți sau cei care au apropiații răniți sau care și-au pierdut casele. Nu. Absolut toți oamenii trăiesc greu în Gaziantep. Sunt blocuri care sunt în picioare, însă ar putea fi un pericol și atunci oamenii au plecat și sunt zeci de mii de oameni care dorm pe unde apucă. Ori au plecat în alte localități, ori dorm în mașini. Sunt mii de mașini în oraș, în toate parcările, le vezi cu motorul pornit, vezi oameni înfofoliți în pături, copii mici, în toate holurile de hotel, în toate magazinele, restaurantele, e greu să găsești mâncare caldă, e greu să găsești benzină. Noi am plecat azi dimineață din Gaziantep și n-am găsit benzină la 2 benzinării, aveam un drum destul de lung de făcut de vreo 300 de kilometri, abia pe autostradă unde v-am găsit benzină. E normal, când mii de oameni se încălzesc în mașini cu benzină, n-ai cum să găsești imediat benzina, aprovizionarea nu poate fi atât de bună.
De exemplu, noi azi noapte am fost obligați să dormim în mașină, deși am plătit o cazare la un hotel, însă era atât de frig în cameră și hotelul l-a arătat destul de încercat de cutremur, încât am zis, dacă nici căldură, nici apă caldă n-avem, mai bine avem căldură în mașină. Deci e foarte greu să te descurci, chiar dacă ești sănătos, ai tăi sunt sănătoși și casa ți-a rămas așa cum era. Temperaturile scăzute din ultimele zile fac primele victime. Mai multe persoane au ajuns pe mâna medicilor cu hipotermii și decerături. Cine sunt cei mai sensibili la vremea rece și cu ce recomandări vin specialiștii? Urmăriți în telejurnal. Continuăm cu alte știri. Președintele Zelenski se află într-un scurt turneu european și cere aliaților avioane de luptă. Aseară, liderul ucrainean a mers la Paris, unde a avut discuții cu Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz. Cei doi lideri europeni și-au reafirmat angajamentul față de Ucraina și insistă că Rusia nu trebuie să câștige acest război. Asta în timp ce în teren forțele ruse au declanșat o puternică ofensivă pentru cucerirea estului Ucrainei. Volodymyr Zelenski a ajuns aseară la Paris, unde a fost primit la Palatul Élysée de Emmanuel Macron. După salutul inițial, a apărut dinăuntru și oaspetele surpriză, cancelarul german Olaf Scholz. Cei trei lideri au avut discuții private, unde Zelenski a făcut un nou apel ca armata sa să primească avioane de luptă. La conferința de presă ce a urmat, dincolo de o mică încurcătură coregrafică în care steagurile și pozițiile liderilor nu au coincis, un mesaj a fost clar. Aliații europeni rămân alături de Ucraina cât timp va fi necesar. Франції і Німеччина мають потенціал game changers. І саме так я бачу сьогодні наші переговори. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну. Еммануеля, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки. Олафе, чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячен за те, що ви почали цей шлях. І тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir. Wir stehen eng an der Seite der Ukraine auf dem Weg, die Verteidigung des eigenen Landes voranzubringen, die Werte zu verteidigen, die Souveränität, die territoriale Integrität, all das, was jetzt wichtig ist. Und es bleibt dabei. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Zelenski speră să-i înduplece pe aliați să-i ofere avioane de luptă, așa cum s-a întâmplat și cu tancurile, cerință inițial respinsă, dar apoi satisfăcută. Anterior vizitei la Paris, Zelenski a fost la Londra, unde a primit un semnal încurajator de la premierul Rishi Sunak. When it comes to fighter combat aircraft, of course they are part of the conversation. Nothing is off the table, and our leadership on this issue is something that we all collectively should be very proud of, and I know that the president is grateful for. Între timp, Marea Britanie a anunțat că va începe să antreneze piloți ucraineni la standardele NATO pentru manevrarea avioanelor de luptă. Zelenski și Sunak au vizitat o bază militară unde sunt pregătiți militarii ucraineni, cărora președintele le-a oferit medalii. Turneul european al lui Zelenski este doar a doua ieșire din țara președintelui de la începutul războiului. În teren, luptele continuă cu înverșunare în estul țării, unde oficialii de la Kiev spun că rușii au declanșat o nouă ofensivă pentru cucerirea regiunilor Donetsk și Lugansk, a spus comandamentul militar ucrainean. Se dau lupte grele în jurul a 5 localități, în special la Bahmut și Vuhledar, unde vârful de lanț îl reprezintă gruparea de mercenari Wagner. Șeful acesteia a anunțat că nu mai recrutează prizonieri care să lupte în Ucraina. Aceștia erau grațiați dacă rezistau 6 luni pe front. Victoria Ucrainei împotriva Rusiei este obligatorie pentru păstrarea valorilor europene. E mesajul pe care președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, l-a transmis cu puțin timp în urmă în Parlamentul European. Într-un discurs ținut înainte summitului Consiliului European, Zelenski a mulțumit țărilor membre ale blocului comunitar pentru sprijinul militar, financiar și umanitar acordat țării sale pentru a face față agresiunii ruse. El a declarat că unitatea și solidaritatea statelor Europei vor ajuta Ucraina să învingă în războiul sângeros declanșat de Rusia în urmă cu aproape un an. Ця тотальна війна зараз, яка була розв'язана Росією, вона не лише за територію
тій або іншій частині Європи. Її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та підпиткою зброєю від інших диктатур, зокрема від іранського режиму. Щоб бути здатним вести цю війну, Кремль абсолютно цинічно, послідовно, крок за кроком, рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи. Refugiații din Ucraina și locuitorii din Bălți vor putea învăța gratis limba română. Care sunt condițiile de selectare a doritorilor și când vor începe cursurile, vă spunem în telejurnal. Din cauza gerului pătrunzător din ultimele zile, 4 persoane fără adăpost din Chișinău au ajuns la urgențe cu hipotermie și degerături. După ce vor primi tratament, însă vor ajunge tot în stradă. Pentru a supraviețui aceste ierni, autoritățile locale le pun la dispoziție un pat cald în centrul de găzduire și orientare pentru persoane fără adăpost. Acum doar jumătate din locurile căminului sunt ocupate. În ultimele 48 de ore la Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat 4 pacienți, 2 cu degerături și 2 pacienți cu hipotermie. Toți pacienții au fost deserviți, sunt internați și urmează tratamentul conform fișei de indicații. Sunt oameni extremi, din stradă au fost luați pacienții. După nopți dormite pe stradă, în frig și umezeală, iarna trecută acest bărbat a ajuns la spital cu degerături grave, iar medicii au fost nevoiți să-i amputeze picioarele. De atunci el trăiește la centrul de găzduire pentru persoanele fără adăpost. Mingea cearele și spunea că am venit în coașă și domnul director m-a prins înapoi din spital, tăti, mi-a tăiat cearele, tăti. Am ghițat afară, așa s-a întâmplat. S-a întâmplat încă mai mult și trei oameni. Anul trecut era tot iarna și n-avem unde să mă duc, n-am nici prins, n-am nică. Și tot așa, rămbam, unde, cum, și dormim tot pe afară. La serviciile acestui cămin apelează oameni ale căror vieți au fost distruse, care au fost abandonați de familie sau prieteni sau care nu mai pot să muncească pentru a se întreține. Am trăit la Buican, soția m-a scos de la evidență. E apartamentul meu, eu l-am primit, eu am lucrat pentru dâns. Eu nu am avut dreptul, eu nu știu. Așa ați ajuns pe drumuri, nu? Da, și am rămas acă pe drumuri. De cât timp sunteți la acest centru? A doua săptămână. Mulțumesc că, ca oameni la administrație, sunt bucuros. Eu de-am să trei oară aici. Când în 2000, frații mei, când eram încă sănătos, slavă Domnului, lucram. Avem bani, snimem gazdă, cumpăram gazdă și... Nu avem probleme, dar mă, dacă volea că m-am îmbolnăjit, am și săros la peceni și șoarele și... Gata, am rămas de nevoie și am venit în coace. Și totul se locului. Ajut, centru ajut. Pe lângă cazare și 3 mese calde pe zi, persoanele fără adăpost beneficiază aici de îngrijire medicală, servicii de asistență socială și psihologică. În perioada rece a anului sunt mai mulți beneficiari care sunt aduși din stradă, cât de ambulanță, poliție sau de chiar de persoane voluntare care le se face milă de dânsi. Aici sunt hrăniți, îngrijiți, spălați, dezinfectați, prelucați la pediculiosul. Tot le schimbăm curat, haine curate, sâmbătă, marța e băim, controlăm, cătăm de dânșii, ei vreodată să mulțumiți. Capacitatea centrului este de 130 de persoane, dar acum numai jumătate din locuri sunt ocupate. În ultimele 24 de ore, de salvare au fost aduși 3, de persoane din stradă care nu au fost în diferență au adus 2 și 5 au venit singuri. În acest an, autoritățile au alocat din bugetul municipal peste 7 milioane de lei pentru activitatea acestui centru. Lunar, pentru întreținerea unui beneficiar, instituția cheltuie aproximativ 9.000 de lei. Republica Moldova a primit astăzi un nou lot de echipamente medicale de protecție din partea Guvernului României. Bunurile vor fi folosite pentru prevenirea și combaterea infecției cu SARS-CoV-2 în instituțiile medicale militare. Echipamentele sunt repartizate Agenției Rezerve Materiale și Spitalului Clinic Militar Central din Chișinău.
Este vorba de un lot de echipamente medicale care sunt menite să ofere protecție sporită celor care lucrează în instituțiile de apărare din Republica Moldova și mai precis în instituțiile cu specializare medicală. Acest lot face parte din sprijinul constant și consecvent pe care România îl acordă Republicii Moldova în multiple domenii. În numele Guvernului Republicii Moldova, în numele Ministerului Apărării și al meu personal, doresc să mulțumesc mult poporului român pentru asistența permanentă în toate domeniile necesare din Republica Moldova și în deosebi pentru fortificarea capacității de apărare a Republicii Moldova. Lotul conține viziere, mănuși, ochelari de protecție și măști chirurgicale. Aceste bunuri vor fi distribuite în instituțiile medico-militare și în unitățile militare pentru personalul medical și pentru personalul militar pentru protecția împotriva infecției COVID-19. Și o parte din acest lot va fi distribuit și Agenției Rezervei Materiale. Valoarea ajutorului umanitar se ridică la peste 7 milioane de lei românești. Anual în Republica Moldova mor în medie câte 4 oameni din cauza afecțiunilor dentare, iar pragul cabinetelor stomatologice este trecut numai de jumătate dintre pasărabine cu boli de dinți, arată datele Asociației Medicilor Stomatologi din Republica Moldova. Astăzi, de Ziua Mondială a Stomatologului, specialiștii le reamintesc oamenilor că dinții netratați la timp pot provoca afecțiuni grave. De cele mai multe ori, basarabenii ezită să treacă pragul cabinetelor stomatologice, fie de frică, fie din cauza prețurilor mari pentru tratamente. Numai în ultimul an, costurile au crescut cu peste 30%. Una din pricini este frică. Frica pe om îl duce în multe lucruri care pe urmă sunt prea târzii. Dar o altă pricină este și costul. Am fost investigat, am costat la 200 ceva până la 300 de lei. Foarte scump. Foarte. Nu știu cum se trăiești în țara asta. Eu am dat pe 13 dinți 1300 de euro. Cu tot cu lucru, cu tot cu scoatere, cu tot cu licuit, tot împreună. Asta când? Asta 2 ani în urmă. Cam avut de unic, am fost pe hotare. Nicolae și Dumitru Chele sunt tată și fiu, ambii sunt stomatologi la aceeași clinică. Spun că de cele mai multe ori pacienții se adresează pentru tratamentul cariilor dentare, iar una dintre cele mai des întâlnite și complicate afecțiuni stomatologice în rândul basarabenilor este parodontoza. Boala parodontală este o patologie multifactorială care, din păcate, nu are un tratament bine stabilit, nu există un protocol clar internațional care să ne spună cum să o tratăm. Noi la moment cunoaștem cum să o prevenim. Tot statistica ne spune că doar jumătate dintre persoanele cu afecțiuni dentare serioase cer ajutorul medicilor. Aproximativ 98% din populație are nevoie de un serviciu stomatologic. Adresabilitatea este impusă, după cum am vorbit, din motivele când aceste procese se acutizează, când el nu mai poate suporta durerea sau, cele mai dese ori, când apar diferite procese patologice în zona frontală a dinților. În prezent, implantul dentar este cea mai bună metodă de înlocuire a dinților lipse sau a celor degradați. Chiar și așa, specialiștii ne atenționează că astfel de lucrări trebuie făcute doar în cazuri stringente. Chiar ieri am avut pacient, nu ieri, al altul pacient, 30 de ani, se scoate toți dinții, se pui pe șase implanturi și gata. Este și mai mare prostie. Bine, azi le pui, dar implantul este pe 5-6 ani, 10. Pe urmă și faci? Ele căzând, din urma lor duc și osul, fărâmă osul și facem mai departe. Ziua Mondială a Stomatologului este celebrată din 1984 la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății. Refugiații din Ucraina și locuitorii orașului Bălți vor putea studia gratis limba română. Acest lucru a devenit posibil grație unui proiect susținut financiar de Uniunea Europeană. Cursurile vor putea fi organizate în incinta Universității de Stat. Ale cursului din Bălți vor începe din luna martie.
Cursurile vor fi organizate de 3 ori pe săptămână, 2 luni de zile. Noi le vom crea toate condițiile, în primul rând și psihologic, să se simtă bine, să se adapteze ușor, pentru că asta e și scopul proiectului. Lidia Proscur are 75 de ani și este refugiată din Ucraina. Femeia spune că vârsta nu e un impediment de a învăța o nouă limbă și să evolueze. Își dorește să vorbească fluent română, mai ales după ce a văzut implicarea Republicii Moldova și a României în criza refugiaților. Я знаю только фиата ринок. Знаю только Буна Даманаса, вот это, вот, и там Уну Доу, там пару, и все. А, конечно, мы обязаны знать. Numărul persoanelor care vor beneficia de cursuri gratuite de limbă română este limitat. Prioritate vor avea refugiații cu o situație financiară precară și care doresc să se angajeze în câmpul muncii. Când te находишься в каком-то городе, хотя бы азы, ты должен понимать. Это уважение, в первую очередь, к людям, которые живут здесь. Поэтому я считаю это правильно. Будет огромный плюс для для всех, кто решит изучить румынский язык, это понятно. И шанс уехать, если в Румынию, и остаться здесь. Cursurile vor fi organizate prin intermediul proiectului primarii pentru creștere economică, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu și finanțat de Uniunea Europeană. Este o soluție inovatoare, deoarece Uniunea Europeană acordă atenție problemelor cu care se confruntă țările din parteneriatul estic, și anume pentru a asigura sustenabilitatea. Ora cunoaște limba de stat a unei țări, în cazul dat limba română. Alături de refugiați vor putea învăța româna și locuitorii municipiului Bălți, unde o bună parte a populației vorbitoare de limbă rusă. Это классная инициатива, тем более для молодежи, для развития и как минимум, да, язык, который на две страны уже будет полезен для Молдовы и в Румынии можно его использовать. Cei selectați sunt așteptați în sălile de clasă începând cu luna martie. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Mai multe informații vă așteptăm la telejurnal ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Miller și mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!